Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi, în această zi de primăvară, aproape aprilie? De fapt, e aprilie azi. Azi e 1 aprilie când filmez. Nu e nicio păcăleală. Nu o să vă păcălesc azi. Oricum, nu o să intre de 1 aprilie. A intrat deja un clip de 1 aprilie, cel cu Hall of Shame. Cum vi s-a părut? De-abia aștept să vă citesc comentariile. Dar astăzi facem alt haul. Un haul cu parfumuri, numai de la Dubai Collection. Am zis să fac un haul dedicat pentru că am strâns câteva, cam 5 parfumuri, așa, eu zic că este suficient pentru un haul bunișor. Și hai să vedem, să intrăm în ele, să nu mai stăm la discuții prea mult și așa mai departe, să nu mă mai lungesc atât de mult. Încerc. I am trying. Ce avem noi aici? Avem 2 de la Emir. Știți că brandul Emir, de fapt nu știți, că nu cred că v-am spus. E unul din preferatele mele, dacă nu preferatul meu, când vine vorba de parfumuri de la Dubai Collection. Tind să mă duc spre noile lansări Emir, pentru că știu că nu m-au dezamăgit în trecut, adică eu nu am niciun parfum care să, de la Emir mă refer, care să mă fi dezamăgit. Și le folosesc, n-am nicio problemă cu ele, sunt chiar foarte ok în ceea ce fac. Adică ele sunt clone și nu e niciun păcat în asta, sunt atâtea clone pe piață și mă gândesc că trebuie să fie și pentru un buget mai, mai micuț dacă vreți să mirosiți asemănător cu originalul care costă mult mai mult de obicei. Aici vorbim de originalele de la Byredo. Dar Emir a lansat acestea două, eu le am pe acestea două, cred că mai e unul sau mă înșel eu. Când le-am văzut în poze, am zis, ha, astea sunt ale mele. Le-am așteptat ceva timp să apară, dar când au apărut, am fost pe mama lor, cum se zice, și m-am dus și le-am comandat pe acestea două mai întâi și pe urmă au venit cele trei pe care urmează să vi le arăt. Avem așa, avem Emir Vibrant Tobacco. Știți că din gama asta Vibrant de la Emir, Emir Paris Corner, mă rog, gama asta Vibrant are și acel parfum care miroase asemănător cu Baldafric. Un Baldafric ceva mai pe citrice, într-adevăr, dar e tot așa, clonă după ceva de la Byredo. Și aici avem două. Acesta clonează Tobacco Mandarin. Și acesta clonează Black Saffron de la Byredo. Pe acesta îl numesc ei Sensual Saffron. Da, cutiile sunt drăguțele, chiar foarte drăguțe în realitate. Și arată cam așa, ele vin așa. Hai să-l luăm pe Tobacco, pentru că Delia. You watching this? Te uiți la asta? Da. Asta este pentru tine, ca să zic așa. Asta e cu dedicație, pentru că Delia e nebunită după orice înseamnă tabac. Recunosc că eu am foarte multe cu tabac în colecție. Pot să zic prea multe. Și nu știu, odată ce mi-am cumpărat Naxos și mi-am setat cam aici așteptările, e greu. E greu să depășești un Naxos, care e foarte, foarte bun. Acesta nu vrea să fie Naxos. Vrea să fie Tobacco Mandarin sau Mandarin Tobacco, nu mai știu exact care e din mine, de la Byredo. Și nu-l știu pe original, dar ce vă pot spune despre acesta este un tabac mai mai uscățel așa, dar cald în același timp. Pot să zic că înclină mai mult pe partea masculină dintre, nu știu, femeile care doresc să miroase a floricele pe câmpii, v-am zis, nu e pentru voi, vă zic de pe acum, nu e pentru voi, n-are sens să vi luați și apoi să fiți dezamăgite sau, nu știu, să lăsați recenzii negative. Eu nu o să înțeleg niciodată de ce cineva lasă o recenzie negativă pentru parfum care e ok ca miros, adică nu-i displace mirosul, dar o supără pe ea pentru că nu e destul de feminin, e prea masculin. Păi atunci nu e destinat pentru tine, nu e pentru tine și, da, nu știu, ar trebui să judecăm mirosul, dar nu dacă l-am purtat noi sau nu. Asta e o dezamăgire, pentru că probabil că se aștepta lumea să fie ultra mega feminin. Parfumele cu tabac, de obicei, vă zic de pe acum, de obicei au o înclinație masculină, pentru că noi asociem și tabacul cu masculii din viața noastră, care fumează sau care poartă așa ceva. Și
Pot să zic că e mai greu pe femeie să simți cu adevărat un tabac din acela tare decât dacă femeia e super iubitoare de tabac și pur și simplu nu-i pasă că poartă un parfum care duce într-o zonă masculină. Mie nu pasă. Mie nu pasă că acesta poate să miroasă unor nasuri a bărbat. Nu mă interesează. M-aș da cu el și azi și mâine și poi mâine. Este un miros interesant de tabac. Nu e, e un tabac mai uscat, dar și cremos în același timp. Nu știu cum să vă explic. Nu știu cu ce să-l asemăn. Eu nu știu originalul. Am vrut să-l miros, pe original mă refer, pe Byredo Tabaco Mandarin. Dar n-am mai apucat și nu știu dacă mai apuc, sincer, pentru că trebuie să mă duc până în Madison, dacă nu mă șel. Și Madison e pe Dorobanți, nu prea ajung eu, sau era pe Dorobanți, nu mai știu, da. Nu prea mai ajung eu prin zona aia atât de des, cu copiii mai mult zona mea și de asta vă zic că nu știu când o să am ocazia. De asta nu știu să vă spun dacă cele două sunt dupes cât la sută, 99,9. Vă spun ca parfum de sine stătător cum stau. Acesta în colecția mea cu parfumuri de tabac ar fi pe locurile între 1 și 5, 7, hai să zicem, pe acolo. Am și foarte multe. Cred că v-am făcut un clip cu parfumurile mele cu tabac. O să vi-l pun pe aici sau în descriere ca să vă uitați la tot ce am eu cu tabac. Acesta nu este tabacul la fel de dur ca cel de la Calotinis, Tabacomaniac. Acela e, cred că, cel mai dur tabac realizat, așa. Nu e deloc, sau mie nu mi se pare deloc dulce. Acesta are, în schimb, o dulceață care s-ar putea să fie pe placul doamnelor. Da, eu îl văd... Îl văd purtat cu succes pe, de un bărbat, adică un bărbat chiar ar purta acest parfum cu brio și chiar un bărbat care fumează, cred că ar da bine pe un bărbat care fumează acest parfum. Și ce mai avem aici? Bine, eu am scos și notele, dacă vreți să vă spun notele, dar vă puteți uita și voi pe site, pe Dubai Collection, n-are sens. Ce simt este un soi de lemn de santal combinat cu lemn de ud, lemn de agar, așa, și cu tabac, mult tabac, un tabac pielos așa, cu un pic de piele, cu ceva rășinos poate pe acolo băgat, dar nu simt, din păcate, nu simt mandarina, în acesta mă refer, în Vibrant Tobacco, nu prea simt mandarina în vârf, cum zic ei aici că are, da, mandarină, coriandru, simt ceva spicy, da, foarte puțin, ușor de tot, chimionul nu-l simt și asta e bine, că uneori chimionul pe mine miroase transpirație, dacă nu mă înșel. Ce mai are? Tutun, piele, labdanum, olibanum, da, are foarte multe roșii, lemn de santal și ud. Cam astea ar fi... ar fi notele. Da, simt o combinație de tabac cu un pic de ud, dar nu e udul acela arabesc. În niciun caz nu se duce în partea aceea de parfumuri arabești, știți, arabești cu trandafir, ud și șofran. Mai pun și șofran mult cei din zona aceea. Cu o logică, pentru că acolo, fiind căldurile atât de mari, practic vara se poartă udul și alte parfumuri care nouă ni se par prea puternice, le purtăm doar iarnă. E, nu, acolo se poartă vara și ei sunt obișnuiți. Noi avem o problemă pentru că nasul nostru nu e obișnuit și pielea noastră nu se comportă la fel în condițiile acelea climatice cum se comportă pielea lor în combinație cu lemnul de agar. Da? Bun, Vibrant Tobacco, hai să vedem și Essential Saffron, care vine așa în mauve. Deci sticlele sunt superbe în realitate. N-am ce zice, deci n-am ce comenta și știți că eu mereu sunt cărcotașă și comentez, nu? E foarte drăguț și fontul îmi place, pune și cum e scris și... Da, se vede? Se vede. Și sticla. Sticla e ca de 100 de ml de Byredo, dar un pic mai înăltuț așa. Byredo parcă le are un pic mai teșite. Dar tot așa, respectă capacul, avem... Credeam că e magnetic, dar nu e. La baire 2 magnete capacul. E bine, asta e o chestie de-a mea. Hai să vedem că am luat și plotere. Dar,
ca de obicei, uit să le folosesc. Hai să vedem cum miroase. Dau în partea asta la altă, știu eu de ce. Cum miroase Sensual Saffron. Trebuie să recunosc că Sensual Saffron m-a uimit. Mă așteptam să fie o bombă cu șofran, să fie genuaj la arabesc, să fie... să nu-mi plac atât de mult, dar pentru sticlă, pentru că e mov și pentru că veneau cele două în același timp, trebuie să-l iau. Măi, și m-a surprins cât de plăcut miroase, adică nu e deloc un șofran greu, nu e deloc șofranul acela din toate arăbeștile, cu trandafir, cu ud, cu... Hai să vedem la note ce se simte în afară de șofran. Se simte ceva mai fresh, mai verde, mai... Nu pot să disting, trebuie să recunosc, nu, nici nu mă laud că pot eu să acum break down the notes și nasul meu e detector de mirosuri, că n-are cum să fie. Dar vă zic așa, unde mă duce și cum mi se pare. Sensual Saffron, hai să vedem. Costă 190 de lei pe Dubai Collection. Apropo, pe Dubai Collection luna asta am văzut în aprilie, au o lună de sales și au 12%, dacă nu mă înșel, reduse toate produsele. Nu știu dacă se aplică în coș sau cum se aplică, sunt deja reduse, cred că se aplică în coș când puneți produsele și peste cei 12% mai puteți avea 5% de la mine cu LA05, codul îl pun undeva pe aici. Bun, ce avem noi aici? Șofran, boabe de ienupăr, ienupăr, da, cum am zis, ienupăr, grapefruit chinezesc, dar are ceva fresh în el, are ceva, am vrut să zic, da, na, nu mi-a ieșit, deci hai să nu, după război, mulți viteze se arată, am vrut să zic că e ceva un pic citric, da, și trebuie să fie grapefruit-ul pentru că nu e mandarină dulce, cum ar trebui să fie în cel cu tutun, dar eu nu o simt deloc, și nu e nici lămâie, deci e undeva pe la grapefruit pentru care are o notă de ceva, grapefruitul, nu știu, are un miros anume, se distinge de celelalte citrice, de asta zic. Are piele violetă-neagră, smeură, da, simt un pic de smeură, verdeața de la smeură mai mult eu simt de obicei și apoi vine și fructul. Cașmeran, vetiver. Vetiverul îi dă nota aia de eleganță, deci mie îmi place foarte mult acest parfum, Sensual Saffron. M-a surprins cât de plăcut poate să miroasă și nu e deloc un șofran mult prea puternic. E un șofran bine blenduit cu piele, un pic de piele, nu foarte mult, nu vă așteptați că e multă piele, cu ceva grapefruit în notele de vârf, cu ceva smeurică pe acolo, deci este și fructat și fresh, dar și cu acea notă interesantă de șofran, cu un added bonus de la vetiver, care întotdeauna vetiverul după mine nobilează orice parfum, și în acesta se simte... Nu vetiverul în sine, nu pot să zic că îl detectez, dar detectez acolo o notă ceva ce mie îmi place, nasului meu îi cântă și mi se pare că îl face mai elegant. De obicei vetiverul asta face cu parfumurile, pentru mine. Și așa că Sensual Saffron, cred că dintre cele două, culmea, credeam că cel cu tabac o să-mi placă mai mult, dar Sensual Saffron cred că câștigă. Cel cu tabac, v-am zis, am foarte multe parfumuri cu tabac și odată ce te-ai dat și iubești Naxos, restul din colecția ta trebuie să fie un pic diferite. Adică trebuie să fie ori ca cel de la Calotinis, Tobacomaniac sau, nu știu, un tabac mult mai dulce sau dacă aș pune mâna pe Ambră Narghil, ar fi ceva, dar poate, nu zic, poate anul ăsta o să-l am în colecție. Cine știe? Doamne ajută, nu știu, o să vedem. Așa, hai să vedem ce mai avem aici. În altă shopping spree, altă nebuneală de-a mea, pentru că am niște credite. Eu pe baza creditelor de la Dubai Collection fac aceste comenzi. Și m-am trezit la două noaptea să o hrănesc pe Elena și la două noaptea tot am comandat aceste parfumuri. Pentru că le-am văzut, sunt prea drăguțe, prea drăguțe. Avem trei. Ele vin așa, nu pot să țin și a treia în mână, că na, nu pot. Sau aș putea, dar cu greu. O să vi le desfac pe fiecare parte și o să vă vorbesc despre ele. Primul vine, e cel mai puțin wow, așa, ca culoare, pentru că au niște culori drăguțe, lichidul.
mă refer din ele. Vorbim de Mass Collection de la Golf Orchid. Și au lichidul acesta lăptos, care mie îmi place foarte mult. Nu știu de ce, îmi creează așa o stare de bine când îl văd. Iată, a dat soarele, ce frumos. Până acum a fost în oraș și a plouat, dar acum a dat soarele. Bun, când vorbesc eu de Golf Orchid. Acestea au o sticlă care mi-amintește, dar nu tocmai, pentru că e mai îngustă, are aici baza asta foarte, foarte chunky, adică vedeți cât am mai baza de sticlă, e grea, dar mi-amintește la capac, numai că capacul e mult mai ușor și altfel făcut și mi-amintește de două chestii, mi-amintește în primul rând de Armani Privé, de colecția lor aceea scumpă cu rugi malachit, cu verni malachit și toate cele. Și mai mi-amintește de capacul de la tot un Armani, acela cu tuberoză multă, of, tuberoză bubblegum și gen, vai de cap, am un lapsus total, dar vă inserez poză, știu despre ce parfum e vorba, știu că toată lumea o să-mi comenteze că e ăla, știu, e tot de la Armani, dar nu vine mie acum, nu e parfum pe care să-l îndrăgesc, în fine, adică eu cu tuberoza mă știți că nu sunt prea mare fan, dar această Tahara Vanilla mi-a făcut cu ochiul de la Mass Collection Golf Orchid, deci e o nouă colecție cu moscuri. Asta trebuie să mă dau cu ea pe mână, mă dau undeva aici, ca să vedem. Este foarte ușor de purtat acest parfum. Este un musc foarte fluffy, foarte lactonic, pudrat în același timp, foarte delicat, foarte diafan, foarte ce vrei tu. Deci nu poți să-mi zici tu mie că ăsta e prea mult, că ăsta e prea arabesc, că nu se simte deloc că e arabesc. Deci nu are nicio treabă cu udul, cu... Și e foarte, foarte ușor așa de purtat. Se simte oarecum o vanilie mai lemnoasă, cumva, o vanilie nu dulce, deci nu vă duce neapărat în vanilia din bucătărie, nu vă duce cu gândul la prăjiturele, nu e chiar așa, deci pentru cele care vor o vanilie care nu e mereu gurmandă, poate sunteți enervate că toată vanilia e, nu toată, dar majoritatea parfumului cu vanilie te duc într-o zonă gurmandă și știu că pe unele le enervează rău treaba asta și caută vanilii care nu sunt din bucătărie și asta nu e o vanilie din bucătărie. Este o vanilie mai lemnoasă, ușurică, dar cu mult, mult mosc. Deci pe o bază mare, mare de mosc. Dacă e să luăm notele, pentru că notele, din câte am văzut, nu știu, nu prea au legătură cu ce simți. Simți foarte mult mosc, ce să mai, și foarte puțin ce zic ei aici. Ia, hai că am găsit-o. E foarte ușor să găsești chestii pe site-ul ăsta. Costă 80 de lei pentru 60 de mililitri, da? O puteți lua și la 2 mililitri să le încercați, adică nu e nicio problemă. Uite, are în vârf trandafir. Eu nu sunt nici un trandafir în asta. Iasomie, da, mesteacă, nu. Ambră, irisul. Irisul dă un aspect de... Cred că am simțit irisul, pentru că am simțit oarecum pe lângă vanilea aia lemnoasă și ceva hârtie, nu știu, irisul câteodată miroase a hârtie velină. Vi s-a întâmplat chestia asta cu irisul? Cum ar fi să faci așa la un caiet din ăla nou nouț cu hârtie velină, știi? Să faci așa la nas, să-i faci ca un evantai, nu știu cum se numește chestia asta. Știți că toată lumea a făcut asta cu un caiet. Și să-i faci așa la nas și să miroși fix mirosul paginilor. Asta pentru mine e iris, văd că are cedru, are mosc cu duiumu, vanilie și boabe tonka. V-am zis, nu e o vanilie prea, prea pe partea, nu știu, gurmandă. Este super plăcut, cred că și de layering ar fi bun. Acesta pentru care baza aia de mosc. Hai să vedem următorul. Următorul ar fi, hai să-l iau pe blueberry. Acesta m-a atras la culoare, trebuie să recunosc. La culoare este... Ce să mai zic? E super, super simpatic. Hai să îl dau un pic ca să-l las să mă dau, să fie. Îl las să acționeze. E drăguț și acesta. Inițial o să simțiți, nu pot să... Nu zic că nu se simte o notă ușoară de alcool, dar
dispare rapid de pe piele și pe urmă rămâne, adică rapid în sensul de mai puțin de un minut, gen 30 de secunde, poate simți asta dacă bagi imediat nasul cum am făcut eu în piele, ceea ce nu se face, da? Ah, da, este un blueberry, cum se numește, afine, afine, cred, afine, este o afină, mai dulceagă, moscată, săpunică un pic, adică, nu știu, tinde să fie mai săpunoasă, nu știu, nu bag mâna focare aldehide, că nu toate parfumurile săpunoase au aldehide, dar, da, așa, acolo mă duce pe mine cu gândul. Hai să vedem, Mask Collection, Blueberry, hai să scriu Blueberry, Blueberry, hai, gata, am găsit, sticla este super, o, trebuie să mai fac un close-up, tot 80 de lei pentru 60 de mililitri, are așa, bergamotă, caramel smeură, e mai dulceag acesta, se simte caramelul din el, smeura mai puțin, ce pot să zic, frezie, iasomie, trandafir în note de mijloc, bine că nu simt trandafirul, deci nu se simte trandafirul, mosc, iar mosc, mosc, 80% mosc în acest parfum, amber gri și lemn de santal. Bun, și atunci, unde e blueberry? Măi, blueberry este afină și el are smeură. Smeură nu e raspberry? Nu e raspberry? M-am tâmpit eu de tot? Sau, mă rog, eu nu simt nicio smeură, sinceră să fiu, simt o afină, dar aici văd în note smeură. Nu știu, și pe el cheamă blueberry. În fine, trecem peste. Este fructat, dar mai mult moscat, fructat, un pic fresh și dulce. Acesta e ceva mai dulce, dar în același timp cumva este și săpunos. Curățel, îți dă acel vibe de curat. Ce pot să zic, e foarte, foarte interesant. Mă gândeam să-l dau cuiva pe acesta, pentru că, sincer, am luat 3, am 5 parfumuri aici. Mai adaug 5 la cele 300 și ceva de parfumuri, am nebunit? Nu, nu, dacă fac asta în continuare o să mă îngrop în parfumuri și așa că mai trebuie să dau din ele. Eu mai dau cadou. Și acesta mă gândeam să plece de la mine, dar nu știu. Nu știu acum. Nu știu. Nu știu. Nu știu nici de vanilia aia dacă pleacă de la mine. Ce mă fac? Le-aș păstra pe toate. Hai să vedem și ultimul. Pomegranate. Bine, el scrie pomegrante. Pomegrante? Really? Pomegrante? Așa ați vrut să scrieți? Nu știu, cred. Habar n-am. Tot Mask Collection, tot așa. Și este un rozuliu, piciuliu, piersiciu. Un rozuliu foarte drăguț, foarte drăguț, cu capac roșu. Deci e mișto rostic. Adică ce pot să zic? Mie îmi plac la nebunie. Aceste sticle lăptoase, așa, cu un lichid lăptos și colorat. Mie mi se par vesele și tot mai bune de primăvară. Hai să vedem. Acesta nu-l dau pe blotter, îl dau aici. Aici, așa. Hai că m-am dat. Nu pot să zic că atomizorul... Hai să vedem. Hai să dăm și un pic în aer. Hai să facem testul. Cam chunky, așa. Cam chunky. Adică nu e prea fin atomizorul, nu pot să zic că aici au excelat. Stai că iar îl miros prea devreme, prea devreme, prea devreme. E, acesta miroase mai mult a coacăzi. A coacăzi. Pomegrante. Că așa trebuie să scriu. Pomegrante. Pomegranate înseamnă rodie. Deci ar trebui să aibă rodie în el. Tare mie că nu are, dar are coacăze, yay, coacăze, cum să nu detectez eu coacăza? Nu, nu e preferata mea coacăze, trebuie să recunosc, dar, culmea, dintre toate trei acestea, trebuie să recunosc că e pe primul loc la mine. Și pe urmă vine blueberry-ul, care e, e foarte bun. Bergamotă, coacăze negre, măr, îl simt, nu e un măr verde, e mai degrabă un măr roșu, cam așa, îi simt... partea fresh și partea dulce în același timp. Lemn de cedru, paciuri, caramel. Și acesta are caramel, dar nu e atât de dulce. Mosc, ambră și rodie. În sfârșit are rodie, da. Aia e o rodie. Ia.
E o rodie moscată pe o bază mare de mosc cu ceva bergamot în vârf, ceva fresh în vârf și în același timp ușor de tot dulce de la caramelul acela, dar nu pot să zic că e wow, mor de da dulceața lui. Niciunul nu e mult prea dulce. Toate sunt foarte, foarte portabile. Hai să le iau pe toate și să vă zic că toate sunt portabile, toate sunt bune de layering, după mine. Uitați ce frumos! Da, uitați ce frumos se văd toate trei. Recunosc că preferatul meu până acum era cel roșu, dar acum e și cel albastru și cel cu vanilie. Nu e rău deloc. Ce mă fac? Ce dau eu mai departe? Pe bune. Cei de la Dubai au fost drăguți și mi-au mai trimis cu comanda ultima, cu cele trei. Încă trei moste să testez, pentru că mai e un al patrulea în gama aceasta colorată, unul cu verde. Ce nu m-a atras la el în note, că n-am vrut să le iau pe toate patru, toate că poate le iau și pe acesta, se numește Tropical Fruits, tot de la Musk. Hai să-l testăm aici pe mână și pe acesta. Pe restul, sincer, n-am timp. Stellar Musk și Intoxicate. N-am timp acum să le testez, dar o să le testez și pe acela. Stați un pic că iar. Tropical Fruits. Hai să vedem și Tropical Fruits ăsta. Ce nu mi-a convenit mie la el? Parcă aldehide. Da, ăsta are aldehide, dar sincer mai săpunos e cel albastru cu blueberry. Ăsta are note aldehidice în vârf. Mosc, trandafir, violetă, mosc again în bază și chihrimbar. Sau umbră. Chihrimbar, mă rog. Da, acesta nu are chiar nota aceea tropicală de fructe tropicale. Cumva miroase, te duce acolo cu gândul, dar tot așa. E un mosc ușor de tot fructat, curățel. Nici notele aldehidice nu mă duc în zona aia de, nu știu, parfumuri vechi, mai vintage, știți că acele au, de obicei, acele au nota asta aldehidică. În fine, le mai testez eu să vedem. Și ce mi-au mai dat, vreau să spun că toate astea, toate cele din Mass Collection, hai că ridic pe ăsta, că nu pot să le ridic pe toate, au același vibe, cumva, cu cel de la tot Mass Collection, adică toate sunt din aceeași colecție, acesta, Misty Dawn. De la Emiri acesta, nu, e de la Paris Corner, pardon. Deci Misty Dawn și cu cele trei din colecția asta Mass Collection, Blueberry, Pomegranate și Vanilia, au aceeași vibe. Cumva se vede că sunt înrudite. Acesta este mai, nu știu, mai diafan, parcă mai... Nu poți să pui degetul pe el așa, nu poți să pui... E ca un voal așa, parcă îl vezi ca un voal... dimineața, un voal de mosc, așa dimineața, cel mai curat mosc. Nu există să fie din acela arabesc foarte greu. Deci nici acesta nu e din categoria aia. Cu toate că arată arabesc, nu este așa la nas. Bun, ce mai avem aici? Mai avem, ca să terminăm, acest set care arată, vreau să zic că arată profi, adică good job. Maison Martin, niciodată nu pot să pronunț. Martin, așa, a făcut treabă bună la mostre, la setul acesta, Discovery setul acesta. Arată ca un Discovery set, stai să dau și asta jos, de primești, nu apra fumurile de nișă. Adică, nu știu, la nișă am văzut așa ceva. Și vine și cu... plotări, cartoane din astea pe care scrie matemat. Foarte, foarte nice. Eu le-am testat pe majoritatea, acum ce mi-a mai rămas de testat. Deci am testat Wild and Spicy, e bun, l-am testat la Christie de mai multe ori chiar. E foarte bun, e tot pe gama bărbătească, așa e, din gama bărbătească. Limitless și pe acela l-am testat la Christie, e bunicel și acela parcă era un soi de... deci Wild and Spicy parcă semăna cu... Vreau să zic Spice Bomb,
sau retobago, nu mai știu, nu mai știu, nu mai știu. Așa, Limitless, parcă era tot cu, cu Aventus, normal. Mai e Shahama, pe acesta nu l-am testat. Silky Saffron l-am testat și e drăguț, dar prefer șofranul din cel de la Emir. Rose Wood, pe acesta nu l-am testat și nici nu cred că vreau să-l testez. Nu, așa, o să-l testez. Miral, again, l-am testat la Raluca, foarte, foarte ok și acesta. Jamela, Jamela cu 2 E. Nu l-am testat, o să-l testez. Și Lady Rosa, pe Lady Rosa chiar l-am, pentru că pe acela l-am ales eu. Da, nu stau acum să le testez, pentru că asta înseamnă să mai prelungesc acest clip cu jumătate de oră. Dar vă promit că urmează cândva un clip de acela, cred că v-a fost dor, gen pachete parfumate. Mi-a trimis cineva un pachet parfumat, plus ce mai am pe aici, din mostre, tot pachete parfumate le includ. Și vedem noi, facem de un clipuleț de 20 de minute, așa să nu fie prea mult. Bun, v-am lăsat. V-am pupat. Sper că v-a plăcut acest clip și spuneți-mi și voi dacă ați comandat de la Dubai Collection, ce ați comandat, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, dacă mai vreți să comandați, ce aveți în plan să mai luați de la ei sau ce așteptați să apară, că știți că o să apară din comentarii, credeți-mă că multe mi-ați dat multe idei foarte bune. Eu mai sunt și cu ei într-un grup cu mai mulți influenceri, să zic așa. Așa, și acolo apar noutăți și le mai văd, dar câteodată sunt surprinsă că voi mi-atrageți atenția de o noutate de la Dubai Collection. Așa că spuneți-mi în comentarii, lăsați liberă exprimarea. Jesus. V-am lăsat, v-am pupat. Ciao, ciao!